Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes. Astăzi avem o ediție mai specială puțin pentru că discutăm cu o persoană care a reușit să creeze ceva special pentru Republica Moldova, și anume un salon de rochii de mireasă. Vorbim cu Corina Culev. Salut, Corina! Bună, Marius! Și pentru început aș vrea să te întreb, de unde a venit ideea cu showroom-ul de rochii? În primul rând, mulțumesc pentru o introducere așa frumoasă. Ideea, ca orice afacere de succes, cum îmi place mie să zic, ideea asta, Zoe Roman Bridal, s-a născut dintr-o nevoie. Nevoia mea personală, în calitate de viitoare mireasă la momentul acela, de un anumit tip de rochie și de un anumit tip de experiență a cumpărăturii rochiei de mireasă. Eu, în general, acționez imediat ce-mi vin ideile, așa că cam asta a fost. Așa, Zoe Rowan Bridal. De unde e denumirea? Denumirea nu are absolut nicio însemnătate specifică pentru mine, pentru inima mea. Eu, soțul meu și prietena mea stăteam împreună și scriam pe foaie toate combinațiile de nume care ne se păreau interesante și am ajuns la numele de Zoe Rowan. Vroiam în primul rând să fie ceva internațional și a funcționat. Multă lume crede că este numele designerului ăsta, dar nu este, este doar numele brandului și devine din ce în ce mai cunoscut. Dar povestește-ne despre tine. Cine ești tu? Cine este Corina Culev? Culeva, că se supără taică-mi pe mine dacă nu te corectez. Păi, numele meu este Corina Culeva, am 26 de ani, sunt fondatoarea și designerul brandului Zoe Rowan. Sunt din Cahul, dar locuiesc în Copenhaga de aproximativ 7 ani, da. Ai copilărit în orașul Cahul? Da, am copilărit aici, la Cahul. Ai făcut studii la... Am făcut gimnaziul aici la Creangă, după care am plecat la liceu la București și facultatea în Copenhaga. Ce facultate ai făcut? Am făcut business internațional și științe politice. Deci asta te-a ajutat sau nu în crearea propriului brand? Da, în principiu fac exact ceea ce m-a învățat pe mine să fac la facultate, fac business. Dezvolt o afacere internațional chiar, da, mai puțin politica, dar cine știe. Cum ai decis să revii tu în Republica Moldova sau cel puțin să-ți creezi un brand aici? Da, nu am revenit, locuiesc în continuare în Copenhaga, dar petrec destul de mult timp acasă. În primul rând, când mi-a venit ideea, cunoșteam deja pe cineva la care îmi făceam anterior ținutele mele personale, așa că primul lucru la care m-am gândit, am contactat-o pe ea, am vorbit cu ea și odată ce ne-am înțeles să facem parte din aceeași echipă, am deschis această afacere. Sunt mai mulți factori care m-au determinat să fac aici. În primul rând, costurile de producție, care sunt evident mult mai mici decât în Copenhaga, cel puțin. După care, cred că invers, totuși profesionalismul fetelor și apoi costurile de producție, pentru că munca lor și faptul că știu ce fac este pilonul afacerii noastre, deci totul se învârte în jurul oamenilor cu care lucrez, de asta suntem aici. Deci nu a fost doar ideea ta și nu ești singura din echipă?
Nu, ideea îmi aparține, dar am o echipă extraordinară cu care lucrez, formată din soțul meu care se ocupă de tot ce ține de marketing digital și strategie de marketing și fetele, două fete care execută nemijlocit produsul, care ajunge pe piața internațională și care bucură atâtea mirese. Avem contabil, avem tot ce... Întreaga organizație, da, avem, cumva. Da, avem câțiva angajați. Cum ai compara viața din Republica Moldova cu cea din Danemarca? Cer și pământ. Viața în Danemarca este ușoară, relaxată. Lucrurile curg. Se întâmplă în principiu fără un mega efort din partea mea. Ori am fost eu norocoasă. Aici lucrurile se întâmplă mult mai greu. Există tot felul de piedici. Nu cred că este comparabil viața. Piedici de ce ordin? Piedici pentru că le percep eu drept piedici, pentru că am o experiență de trai în altă țară și atunci știi cum e, te obișnuiești foarte repede cu binele și te împiedici oarecum când vezi că lucrurile nu se întâmplă la fel de ușor. În același timp eu nu pot să zic că am avut de când am început Zoe Rowan, nu pot să zic că am avut, nu știu, provocări extraordinare sau lucruri pe care am vrut să le fac și n-am putut să le fac pentru că sunt în Moldova. Dar de ordin birocratic? Da, birocrația este primul punct. La început mă ocupam eu de chestii, hârtii și așa, dar acum avem contabil și se ocupă dumnei de tot, așa că nu pot să zic că mă mai deranjează. A zis că business-ul în Danemarca pare mai ușor. De ce nu ai deschis acolo? Nu m-am referit la business, m-am referit la viața mea ca persoană fizică. Nu știu cum e să deschizi o afacere în Danemarca. Știu doar că statul susține inițiativele și este deschis către tinerii care își doresc să facă, să deschidă afaceri. Dar nu știu cu cât este mai deschis decât este statul moldovenesc. În schimb, știu că și aici noi chiar am avut oportunități. Noi am obținut un grant în cadrul programului Femei în Afaceri, finanțat de ODIHR, care ne-a fost de foarte mare ajutor, pentru că cu banii veniți de acolo am cumpărat tot utilajul cu care lucrăm astăzi. Așa că oportunități sunt și aici suficiente, din punctul meu de vedere. Deci, cumva, situația financiară inițială a fost susținută de proiectul câștigat. Oarecum, noi am inițiat cu un capital al nostru, cu care am făcut prima colecție. Prima colecție am cusut-o integral în atelierul fetelor cu care lucrez. Noi nu aveam atelier atunci. După care, da, am obținut acest grant și am echipat atelierul nostru performant, unde lucrăm acum și unde se produc aceste frumuseți. Cum este posibil de acasă să gestionezi o afacere de rang internațional? În primul rând, online-ul oferă astăzi un milion de oportunități și noi, atât eu cât și soțul meu, aveam și experiență și niște cunoștințe în acest domeniu. Am avut o strategie, știam ce facem, știam unde mergem, mai ales în ceea ce privește marketingul. Și nu a fost neapărat foarte greu, a fost destul de natural a venit totul, mai ales că noi ne-am orientat din start pe piața internațională, așa că practic pur și simplu ne-am executat planul. Avem în continuare mici probleme la capitolul operațional. Nu este întotdeauna foarte ușor de gestionat. Înainte de pandemie veneam destul de des, cred că o dată în lună eram acasă. Acum, pe timp de pandemie, nu am reușit, dar mama mea
m-a ajutat infinit și sunt extraordinar de recunoscătoare pentru că a luat toate obligațiile mele asupra ei și a făcut tot ce era nevoie. Deci afacerea activează din iunie 2019. Afacerea, compania este deschisă în ianuarie 2019, dar lansați pe piață suntem din iunie, da. Cum ați avut primii clienți la nivel internațional? Cum ați reușit să ajungeți la... Aici soțul meu este șeful pe partea aceasta. Marketing, investim foarte mult în marketing online, investim foarte mult în produsul vizual, în produsul media pe care îl publicăm pe paginile noastre de Facebook, Instagram și website-ul nostru, vindem direct de pe site-ul nostru și cam așa s-au întâmplat lucrurile. Strategie de marketing digital. Deci nu a fost cazul că ați avut cunoscuți cărora le-ați vândut? Am vândut unei singure persoane pe care o cunosc, care este prietena mea cea mai bună și a fost extraordinar de impresionată pentru că tot procesul nostru are loc la distanță. La distanță luăm măsurile clientei, după care îi facem produsul și îl expediem fără probe. Prietena mea avusese diverse experiențe cu diversi croitori anterior care o chemau la sute de probe și însă-i lau efectiv haina pe ea și a fost impresionată să vadă, a fost puțin sceptică la început, dar la final a fost impresionată să vadă că la distanță îi vine totuși rochia ei de mireasă mănușă. Cum este posibil acest lucru? Acest lucru este posibil doar datorită profesionalismului fetelor cu care lucrez, pentru că eu doar alcătuiesc modelul. Ele, în schimb, fac cos produsul și se asigură că el corespunde măsurătorilor, corespunde, nu știu, specificului corpului, nu știu, de exemplu, are o clientă mâneca mai lungă sau burtică sau și atunci adaptăm fiecare rochie așa încât să îi vină perfect și ea să se simtă foarte frumoasă. Deci cumva la distanță clienții se măsoară? Da, doar că nu se măsoară singuri, avem întotdeauna o întâlnire pe Skype sau pe ceva, pe o platformă cu ele și eu urmăresc acest proces. Clientul primește înainte de asta instrucțiunile pe care le citește și după aceea eu urmăresc ca totul să fie perfect și mă asigur că toate măsurile sunt luate corect și nu există nicio greșeală. Moldova este recunoscută pe plan internațional ca tărâmul nunților. Cum ați decis să vă lansați internațional, dar nu aici, fiindcă e știut că nunțile Moldova sunt... Moldova nu a fost din start în planul nostru de afacere, adică piața moldovenească nu am luat-o în considerare pentru că avem un produs destul de specific, noi avem rochii de mireasă extrem de minimaliste, nu avem niciun fel de decorațiuni gen pietre, cristale, nimic, le vezi și tu, sunt toate din mătase naturală și cam atât. Ceea ce este frumos la noi este doar rochia în sine, modelul și felul în care este cusută. De aceea nu ne-am concentrat pe piața moldovenească, am vândut câte ceva, dar nu este locul din care vin veniturile noastre totuși. Ce așteptări aveai de la afacere și cum s-au împlinit ele? Pandemia, evident că ne-a dat peste cap toate așteptările tuturor. Aveam planuri de cifre puțin mai mari în această perioadă. În același timp, lucrurile pe parcursul pandemiei s-au dezvoltat mult mai optimist decât am crezut eu la începutul pandemiei. În pandemie noi am încheiat două parteneriate cu magazine fizice din Germania și Elveția și am vândut destul de bine. Așteptările sunt în continuare extrem de mari, dar trebuie să ne adaptăm pieței și să o lăsăm să-și revină puțin.
Credeți că o să aveți nunți sau o să aveți comenzi pe viitor în pandemie? Da, noi avem câteva avantaje față de concurenții noștri, lucru care ne-a menținut pe piață în timpul pandemiei. Acestea sunt, unu, viteza de producție. Noi producem foarte repede, în termen de maxim 4 săptămâni. 2. Rochiile de mireasă nu se vând în mod normal online. Experiența obișnuită este că te duci în magazin, probezi 15 rochii, te vezi cu mama, sora, soacra, nu știu cu cine te duci și îți alegi o rochie după care ți-o comanzi. Ei bine, online, mai ales având în vedere că este un produs destul de scump, nu e o chestie obișnuită. În pandemie, însă, toate brandurile cu care noi concurăm au trecut pe online, pentru că așa au trecut toți pe online și când ei au venit, noi eram deja acolo. Așa că am avut aici un avantaj. Fără pic de modestie, pot să zic că am fost vizionari încă de la început, că am mers pe online. Așa că, da, noi avem în continuare comenzi, nu cred că se fac nunți imense, nu știu dacă se vor mai face sau dacă se vor face în viitorul apropiat, dar rochiile noastre sunt făcute pentru astfel de nunți. Mici, cochete, modeste, nimic extravagant sau ieșit din comun, extrem de stilate, sofisticate și acestea încă se fac. Ai menționat că procesul de producere a unei rochi durează 4 săptămâni. Care sunt etapele? Deci ai spus despre luarea măsurilor. Uh-huh. Care este următoarea etapă? Înainte de luarea măsurilor, noi nu avem cliente care intră și cumpără direct de pe site fără să ne fi întrebat măcar ceva. Pentru că, repet, este o chestie nouă pentru industria aceasta, așa că nu pot să zic că beneficiem de foarte multă încredere, nu noi ca brand, ci industria. De aceea, de obicei, înainte să se placeze o comandă, ne contactează clienta și noi comunicăm cu ea cam o lună, două, până ea decide să-și cumpere rochia de la noi, după care în momentul în care se plasează comanda, ea primește un mesaj și primește un link, se programează pentru a-i se lua măsurătorile, luăm măsurile împreună la data și ora stabilită și intră rochia în producție. În dependență de câte comenzi avem, se produce mai repede sau mai greu, evident, împachetat, livrat în 4 săptămâni de la plasarea comenzii. Deci produse în stoc cumva nu aveți? Nu avem nimic pe stoc. Considerăm că este și este sustenabil atât din punct de vedere al costurilor cât și al mediului, al ce vreți voi, pentru că nu producem decât la cerere, așa încât nu avem nimic ce nu se vinde, nu păstrăm nimic și suntem extrem de organizați din punctul acesta de vedere. Mai ales că, după cum am zis, producem rochii din mătase naturală. Mătase naturală este un material pe cât de frumos, pe atât de pretențios pentru păstrare și nu ne dorim să păstrăm prea mult timp pe stoc o rochie dintr-un material atât de scump. Dar magazinele deschise în Germania și Elveția cum activează? Ei comandă de la noi mostrele, au comandat mostrele la etapa inițială, au mostrele pe care și le-au ales în magazinul lor, au o mărime medie ca să poată să fie probate de aproximativ toate miresele, dacă este puțin mare, o strânge la spate cu clește.
Și după ce și-a ales mireasa rochia, se plasează comanda, noi o executăm și o livrăm în magazin, nu la mireasa acasă. Cât de scumpă este această afacere pentru voi? Este o afacere destul de scumpă, investițiile sunt nu imense, dar mari. Lucrăm cu produse de calitate, este o afacere transparentă, toată materia primă este importată oficial și se achită în mod oficial toate taxele de import și tot ce ține de procedura de import. Livrarea se face la fel ca procedură de export, de aceea, având în vedere toate detaliile acestea, este o afacere destul de scumpă, lucrăm cu produse de calitate, dar este o afacere cu potențial. Dacă o rochie se vinde cu aproximativ 1500 de euro la noi pe site, nu înseamnă că noi avem profit de 1450. Clar, pentru că costurile de producție, de împachetare, de livrare sunt și ele foarte mari. În al doilea rând, având în vedere că suntem la început, avem un an de la lansare, nu putem să vorbim despre profituri imense, dar putem să vorbim despre un potențial imens. Nu în ultimul rând, vreau să menționez că tot ce se face în momentul acesta se reinvestește pentru creștere. Nici eu, nici soțul meu încă nu trăim din acești bani pentru că îi reinvestim, pentru că noi credem foarte mult în ceea ce facem aici. Ce trebuie să știi pentru a crea o rochie de mireasă? În afară de marketing și business internațional. Aici cred că e vorba de feeling. În primul rând, trebuie să ai bun gust, care se educă, se cultivă, trebuie să știi piața, să analizezi ce se cere, să vezi ce vor miresele tale, în stilul tău. Ce trebuie să mai știi? Trebuie să ai echipă, trebuie să fii creativ, trebuie să știi proporții și să înțelegi corpul omului, corpul unei femei, să înțelegi ce arată bine pe diverse tipuri de corp ca să le faci frumoase într-un final. Cum ai zis la bărbați, n-ați avut? N-am făcut doar costumul de mire al soțului meu, dar cine știe? Îți dau o carte de vizită la final. Despre livrarea și feedback-ul pe care îl primiți și despre emoțiile trăite de clienți, cum este acest lucru? Etapa cu feedback-ul este cea mai emoționantă. Este practic ceea ce ne demonstrează că facem bine ceea ce facem și că trebuie să continuăm. Pentru că evident că în orice afacere avem urcușuri și coborâșuri, avem luni în care avem multe comenzi și suntem super euforici și avem luni în care nu avem comenzi deloc. Exact feedback-ul, exact mesajul de la clientă care ne zice că e foarte mulțumită și că abia așteaptă să-și poarte rochia la cea mai importantă zi din viața ei, exact momentul acela este ceea ce ne motivează și mergem mai departe. Nu am avut nicio clientă nefericită până acum, sunt foarte mândră de treaba asta și eu citesc cu lacrimi în ochi de fiecare dată primesc câte un mesaj și toate țin neapărat să ne scrie, să ne mulțumească și să-și exprime admirația și gratitudinea față de ceea ce facem. Profitul obținut până la pandemie v-a fost de ajuns pentru a vă susține cât de cât în perioada aceasta? Oarecum am mai și investit, dar asta pentru că noi nu am oprit marketingul în timpul pandemiei și consider că aceasta a fost cea mai bună decizie a noastră pentru supraviețuire și drept dovadă astăzi avem comenzi deja și suntem cât de cât ok. Da, ne-am descurcat cât de cât, am mai investit. Aveți comenzi pentru anul 2021 deja, cred. Majoritatea comenzilor noastre sunt pentru o lună înainte. Deci avem acum pe 3 octombrie o nuntă în New York și tot așa. Deci avem avantajul ăsta de
producere rapidă, fapt pentru care ne abordează clientele, pentru că în pandemie și-au schimbat planurile, aveau plan de o nuntă foarte mare și așa, nu mai pot să facă nuntă mare, nu mai merge rochia imensă cu o nuntă de 20 de oameni și atunci și nici nu găsesc pe cineva care să poată să execute într-un timp atât de scurt și atunci noi suntem acolo, le ajutăm. Ce ai făcut sau cum a fost viața ta înainte de deschiderea afacerii? La absolvirea facultății m-am angajat într-o companie care produce echipament medical. Făceam acolo marketing și vânzări, câte un pic din toate, era o poziție nouă, pentru că muream de plictiseală, mi-am deschis blogul și la un an după aceea am fugit din companie pentru că am înțeles că nu îmi doresc un job la birou, în niciun caz, nu îmi doresc un job într-o corporație. Și ai ajuns să ai un job acasă. Și am ajuns să am un job acasă, da. Am fost, înainte de Zoe Rowan, am făcut freelancing și fac în continuare în social media management o perioadă, după care mi-a venit această idee și am deschis această afacere. Cât de departe vrei să ajungi tu cu această afacere? Păi trebuie să avem cel puțin un showroom la Paris și să vindem pe toate site-urile mari de modă de lux, cum este Net-a-Porter, Farfetch, Moda Operandi și așa. Acolo, ăsta este planul. Un showroom fizic al nostru, bine, avem aici la Cahul, dar ne dorim să îl avem într-o capitală a modei. Vrei un showroom mare, de exemplu, aici în Cahul pentru toate nunțele moldovenești? Noi nu am avut cerere din Moldova pentru că, în principiu, în momentul în care vedem că există cerere pentru aceste modele de rochii de mireasă pe piața moldovenească, noi vom fi acolo. Dar și aici, la Cahul, lumea poate să vină, poate să probeze. Am avut mirese care au venit și au probat. Am avut chiar mirese înainte de pandemie. Nu știu ce s-a întâmplat între timp. Mă rog, știu, s-a întâmplat pandemia, dar înainte de pandemie am avut pe cineva care dorea să vină tocmai de la București ca să probeze aici la Cahul. Deci nu era un impediment faptul că se afla showroom-ul nostru în Cahul. Cam câte comenzi ați avut din începând din iunie 2019 până acum? N-aș putea să le număr, n-aș putea să-ți dau o cifră, dar pot să zic că suntem foarte aproape de capacitatea noastră maximă de producție cu angajații pe care îi avem. Deci, în scurt timp, ar trebui să ne lărgim echipa ca să putem să luăm mai multe comenzi. Deci, capacitatea noastră maximă de producție pe lună este de cam 15 rochie, în funcție de ce. Nu înseamnă că vindem în fiecare lună 15 rochii, dar împreună cu comenzile pe care le-am avut în magazinele fizice, cu parteneriatele de acolo și luând în considerare faptul că noi creăm constant, noi constant producem ceva nou și fetele lucrează la modele noi care ulterior se adună într-o colecție și sunt lansate, suntem aproape de capacitatea maximă. Care a fost cea mai ciudată sau departe locație a unei nunți pe care ți-a făcut-o? Noi am vândut în Australia și am vândut în Australia fără să fi făcut un efort în marketing în acest sens. Doar după ce am văzut cererea că vine din Australia, am început să investim în marketing și să ne concentrăm și pe acea piață. Nu știam nimic de ce se întâmplă pe piața din Australia, n-aveam nicio idee și am vândut, a fost una dintre primele comenzi și atunci am înțeles că ia stai un pic, că putem să ajungem pe toate continentele, dacă vrem. Ce îți place și ce nu îți place la jobul pe care îl ai sau la afacere? În acest moment pot să zic, după ce am lucrat într-o corporație după facultate, pot să zic că astăzi nu există nimic care îmi displace în ceea ce fac. Deci fiecare proces, de la comunicarea cu clienții, până la comunicarea cu angajații, până la împachetat și scris cartonașe de mână, fiecare proces îmi aduce o mega satisfacție și
Deci lucrăm cu atâta pasiune aici, toată lumea, că n-are cum să nu iasă. Și acum despre nunțile moldovenești. Cum privești toate tradițiile de nuntă, furatul miresei, dezbrăcatul miresei, toate chestiile astea? Măi, n-am nimic cu tradițiile, mie îmi plac. Mie îmi plac pentru că ele reprezintă identitatea poporului și mi se par interesante, unele mi se par puțin barbare, altele sexiste, dar îmi place să le văd la alții. Eu, noi la nunta noastră nu am respectat nicio tradiție, ba da, s-a furat mireasa, dar nu din intenția mea, nu mi-am dorit în niciun caz acest lucru și am spus tuturor să nu se întâmple, dar probabil că n-am comunicat foarte clar și s-a întâmplat, dar mireasa a lipsit puțin, nu? A lipsit vreo 10 minute maxim. Spune-ne sau povestește-ne câteva cazuri amuzante sau mai puțin obișnuite din lucrul pe care le-ai avut până acum. Măi, nu știu dacă am neapărat amuzant, dar am avut o situație la început, era una dintre primele comenzi cu o clientă din Suedia, care ne-a contactat înainte, a rugat să o încadrăm într-o mărime, pentru că noi avem și mărimi standard, atât mărimi standard cât și mărime personalizate pentru clientele care solicită, și ne-a rugat să o încadrăm într-o mărime, noi am recomandat mărimea, ea nu ne-a ascultat și a comandat o mărime mai mare, rochia a ajuns, evident foarte mare, rochia a fost cumpărată în perioada de reduceri și în termeni și condiții pe site-ul nostru este scris foarte clar că nu returnăm produsele, nu acceptăm returul produselor în perioada de reducere, dar ne-am gândit foarte bine ce facem, dacă acceptăm returul sau nu, plasează o altă comandă sau nu, și atunci m-am gândit, mă ajută dacă am o clientă care are rochie, e vândută, venitul este încasat respectiv de noi, dar ea nu o poartă și este nefericită, ne ajută cu ceva? Nu ne ajută, așa că ne asumăm toate costurile, pentru că evident livrarea este achitată de noi și toate detaliile de împachetare, producerea din nou, iarăși noi nu avem stoc și a trebuit să producem din nou, dar am acceptat rochia și am făcut alta pe mărimile clientei și a fost în final foarte fericită, ne-am încălcat noi regulile pe care le-am publicat, dar le încălcăm cu drag ca să le facem pe ele fericite, găsim o soluție pentru fiecare. Avem și alte mirese care comandă în ultimul moment, ne scriu și ne întreabă, uite, am nunta peste 2-3 săptămâni, credeți că aveți timp să faceți rochia? Și atunci noi ne mobilizăm și le facem. Este pentru noi și un mare compliment, pentru că este un credit de încredere pe care ele ni-l oferă, având în vedere că ele comandă fix cu câteva săptămâni înainte de eveniment și sunt convinse că le vine, că nu va trebui să nu vor fi nevoite să facă nicio modificare. Te-am întrebat ce nu îți place la jobul tău, dar ce îți place cel mai mult? În primul rând, procesul de creație. Este foarte frumos, foarte interesant, este tensionat pentru că eu nu am studii în acest domeniu. Nu știu să desenez, fapt pentru care mi este de multe ori greu să exprim ceea ce eu văd în capul meu, ceea ce ar fi modelul final. De aceea avem tensiuni în echipă până eu transmit mesajul, până fetele îl recepționează și înțeleg exact cum trebuie să fie curba sau, mă rog, cusătura sau câți nasturi și așa. Dar ăsta este procesul cel mai obositor, dar și cel mai frumos, pentru că vezi efectiv produsul, îți imaginezi cine îl poartă, îți imaginezi, nu știu, promovarea, ședințele foto. Ședințele foto sunt al doilea punct, mega frumos, interesant și, nu știu, așa, dreamy. Și trei, feedback-ul, am zis, acolo este ceea ce ne dă motivație să mergem mai departe. Fiindcă vorbim de motivație, ce trebuie să știe un tânăr pentru a se lansa într-o afacere la nivel mondial?
nu știu ce trebuie să știe, dar știu că trebuie să viseze foarte sus. Mi-a scris recent o urmăritoare și mi-a zis că dacă visurile tale nu sunt, nu te sperie, înseamnă că nu sunt suficient de mari. Și am decis că asta o să fie motoul nostru aici în companie și cred că la asta trebuie să gândească fiecare tânăr care vrea să facă ceva. Trebuie să țintești foarte sus, să visezi și să nu încetezi să crezi. Eu cred astăzi că una dintre calitățile mele principale este perseverența. Eu știu să bat la aceeași ușă de 1000 de ori, știu să lucrez pe același loc, nu mă simt obosită, nu mă simt frustrată, nu mă simt umilită, bat până nu mi se deschide. Deci doi, perseverența și muncă, evident, este foarte multă muncă la mijloc. Revenind la etapa pre-business, învățământul în Moldova și învățământul în Danemarca. Poți face ceva doar cu o universitate în Moldova, de exemplu? Cu siguranță. Vreau să zic că chiar ieri am avut o discuție în familie și părinții mei sunt foarte supărați pe mine că am astfel de idei, având în vedere că am o soră mai mică care urmează să meargă la facultate, sau mă rog, ei vor să o vadă la facultate. Eu, după ce am absolvit două facultăți, nu consider că este un element absolut necesar. Consider că educația este primordială și învățarea, procesul de învățare, dar nu consider că acest lucru se poate face doar în cadrul unei facultăți și se poate finaliza doar cu o diplomă. Ca să-ți răspund la întrebarea ta, cu siguranță că se pot face foarte multe lucruri și cu facultatea absolvită în Moldova și fără facultate și cu facultatea absolvită oriunde în altă parte. Mai mult decât atât, eu cred că astăzi soft skills, adică calitățile tale de interacțiune cu oamenii și inteligența emoțională, sunt mult mai importante decât hard skills, adică faptul că tu ești inginer și știi să calculezi nu știu ce. Este și asta important și, da, revenind la ceea ce am zis, cred astăzi că doar dacă este vorba de o profesie care nu se poate profesa altfel decât având o diplomă, inginerie, medicină, avocatură, care mai sunt, arhitectură și multe altele, sunt totodată 1111 profesii care se pot profesa fără să mergi la facultate. Atenție, nu fără să înveți. Dar dacă mă întreb despre calitatea studiilor aici și acolo, diferența este impresionantă, cel puțin. Prin ce? În primul rând, prin atitudine, prin profesionalismul tuturor celor implicați în proces, pe lângă curiculă, prin metode de predare, metode de comunicare, atenția față de nevoile studentului. Revenind la nunți, da, și Rocky, nu aveți în plan să vă extindeți cumva producția și arsenalul de producție? Veți rămâne mereu doar pe ideea rochilor sau veți lansa și alte produse? Foarte bună întrebare. Suntem în proces de elaborare al unui nou produs. Nu pot să zic despre ce merge vorba, dar da, vrem să mărim gama de produse sub branduri diferite, dar lucrăm la un produs nou. Foarte frumos, ce să zic. Promițător. Promițător și toate alea, numai bune. Check, check, check peste tot. Dar la momentul actual, Zoe Rowan activează sub formă juridică sau patent sau... SRL. Bun, pe final, spune-ne câteva sfaturi pentru tinerii din Moldova sau tinerii antreprenori care vor să reușească, vor să aibă un viitor de succes acasă. Cred că, în primul rând, fiecare dintre noi trebuie să definească clar ce înseamnă succesul.
Pentru mine, de multe ori, succesul nu are legătură nici cu banii, nici cu ce se întâmplă în carieră sau în viața profesională, așa că de acolo spornim să înțelegem ce vrem. Ce vrem și unde vrem să ajungem, și odată ce am stabilit ce vrem, cred că important este să muncim foarte mult, să iubim foarte mult ceea ce vrem, este foarte important ceea ce facem, pentru că lucrurile frumoase se nasc doar din iubire, să nu își croiască viitorul fiind răi, nesimțiți, inculți, să fim buni cu toată lumea. Bun, Corina, noi îți mulțumim de interviu. Îți dorim mult succes la planurile grandioase pe care le ai. Eu vă mulțumesc pentru invitație și te felicit cu acest proiect mega interesant și sunt convinsă că este și foarte util și îți urez succes. Și noi, stimați privitori, ne vedem în următoarea emisiune Direcția Succes. La revedere!